Astăzi, după amiază, femeia a fost găsită fără suflare în spatele casei atârnată de ștreang. Am venit de la serviciu, am găsit-o spânzurată. V-ați fi așteptat la așa ceva? Nu m-a așteptat. Deci revenise. Aveți copii? Da. 12 ani și 13 ani. Și acum o să rămână cu dumneavoastră. Ce să facem? Asta e. Vecinii spun că, în afara faptului că petrecea mult timp singură, femeia nu ar fi avut alt motiv de supărare. Am vorbit astăzi cu dânsa, a fost la pâine. Și a zis să nu mai vin eu, că fata mea stă aici vis-a-vis și a zis să nu mai vin eu să-i dau la porc și la cal, că le dă ea. Și? Nu mai fa naveta. Și când m-a sunat fata mea, ce s-a spânzurat Lili. Numai Dumnezeu știe ce a fost în sufletul ei, nu știm nimic. Ce știți de ce era supărată? Nu știu nimic ca eu. S-a plâns vreodată de ceva? Ce credeți că n-am auzit tu de nimic, că nu-i lipsea absolut nimic ca ei. Mi s-a părut ciudat? Nu, mi s-a părut absolut nimic ca ciudată ea. Poliția a început cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a petrecut incidentul.